și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Sunteți bine, nu? Adică, na, ce, mă scuzați, ce întrebare idiotă. Păi cum să nu fiți foarte bine? N-aveți cum. Păi am scăpat de pesediști. Nu mai există corupție în țara asta. Urmează să scăpăm și de bugetari și de asistați. Privatizăm și sănătate și educație și tot. Gata, bă! Păi până când o viață de săraci? Citeam aseară comentariul cuiva în timpul emisiunii din ciclul Culmele pupincurismului. Suna așa: mai bine să fiu furat de liberali decât de pesediști. Bun! Uite, asta a rămas probabil singura alegere pe care o mai putem face. Cine să ne fure? Da, atât de imbecil suntem ca nație. Toți oamenii sunt proști. Faci ce vrei cu ei. Deci, da, totul e perfect. Iată, curg veștile bune despre competența guvernanților, despre cât de bine își fac ei treaba. Dacă vă făceați griji, dacă, să știți că s-a rezolvat cu tragedia de la Balj. Da, 5.000 de lei pentru familiile celor morți acolo. Dacă era de retrocedat vreo clădire, dădea statul român cu zeci de milioane de euro, fără număr, fără număr. Dar așa, na, viața unui om... Cât să valoreze, tată? 5.000 de lei, 1.000 de euro, frate, ce vrei? În România, cât vrei să mai valorezi? Și arzi vorba aia, adică nu... Plus că s-au ieftinit viețile în ultimul an de când cu pandemia, n-ați văzut așa ceva, da, petrolul și viețile sunt în bot la bursă. Propune ca familia celor afectați să beneficieze de un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare persoană afectată. Știți ce? La fel s-a dat și la Piatra Neamț. Deja pare că s-a format un preț, nu? Apendicita 400 de lei, dacă arzi, 5.000 de la guvern. E bine, domne, că știi pe ce te bazezi acolo, poți să-ți faci și tu un plan. Adică, na, o Românie predictibilă. Nu asta ne-au promis acești oameni. Bănuiesc că familiile celor morți nu sunt atât de naive sau atât de bogate încât să nu dea statul în judecată și să nu ceară bani ca lume. Bine, tot noi plătim, că doar nu plătesc adevărații vinovați. Adică managerii care acceptă ca spitalele să funcționeze practic fără să asigure condiții de minimă siguranță. Cei care recepționează lucrările de reparații. Oamenii din minister care nu alocă banii necesari și așa mai departe. Dar în acest timp, ce să vedeți, fraților? Reforma în sănătate a început! Doamnelor și domnilor, 4 spitale de o importanță strategică nu doar pentru București, ci și pentru România, în momentul de față, rămân fără finanțare de la primăria sectorului 1. Spitalul clinic de urgență pentru copii Grigore Alexandrescu, Spitalul de Arș, Spitalul clinic de urgență Floreasca, Spitalul clinic de urgențe oftalmologice. Doamna Clotilde are nevoie de atenție sau ce e cu dânsa? Nu vi se pare că ne dăm seama de fiecare dată că după ce le dai puterea, toți oamenii se transformă? Mă rog, doamna Clotilde, așa pare a fi dânsa din naștere. Da, la fiecare lună trebuie să facă ceva între circ, dramă și panoramă, ca să se uite lumea la ea, nu știu. Iată ce spune Alexandru Ulici, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, cel mai mare spital de pediatrie din România. Nu se poate discuta cu doamna primar. De ce? Că nu poate fi găsită. Eu nu am reușit. Ce poate fi de spus? Să nu lase copiii deoparte. Noi tratăm peste 20.000 de copii în fiecare an. Gândiți-vă că în fiecare zi se consultă în jur de 800 de copii la Grigore Alexandrescu. Mă, și a ieșit doamna Clotilde azi foarte bășicată. Vai, dar eu sunt calomniată că n-am oprit nicio finanțare, ce am mutat spitalele la primăria generală.
și o dă cu securiștii și penalii care îi vor rău. Doamnă, înțelegeți că faceți asta pentru oameni. Iar dacă un manager de spital, de dita mai spitalul, spune că nu dă de dumneavoastră, atunci e nasol. E securist sau ce? E pus de Dan Voiculescu, a? Vă simțiți urmărită, doamnă? Vedeți și niște omuleți verzi? Na, uitați și asta. Au fost retrași din membrii serviciului de fază de către doamna primar, fără să ne anunțe. Din păcate, am rămas în ambulatorul din Dorobanți, așa cum îi spunem noi, fără fază pe timpul nopții. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să nu anunți, să nu cauți o soluție, să nu te consulți cu oamenii din aceste spitale? Păi Clotild vorbea despre baronii PSD care fac totul de capul lor. Dar porcăriile astea ce sunt? Nu vă mai spun că sunt și 750 de câini care s-ar putea să aibă de suferit, în sensul că s-ar putea să moară. Dar hei, mor oameni arși, prăjiți niște câini? N-ar fi chiar o tragedie, nu? Sper să existe o decizie, dacă vreți, la nivel de partid, să analizeze ce se întâmplă acolo. Deci, domnul Voiculescu, domnul Câțu, gata? A început reforma? Așa arată? Spuneți-ne, ca să nu treacă reforma și noi să ne uităm ca proștii, să nu o recunoaștem. Ia e, a? Mâncă-i-și gurița ei de reformă, ce frumoasă e! Și apropo că avem experiența PDL-ului de acum niște ani, oamenii nu mai știu, deci câte spitale veți închide? Și cam câți oameni vor muri, știți? E, urmează să aflăm pe pielea noastră, nu? Eram sigur. Să te ferească Dumnezeu de gustul mitocanului. Și cum e viața asta, vă jur, am impresia că niște unii ne spală noaptea pe creier. Mare scandal, mare cu doamna chelnerița ajunsă inginer la ape. Când a auzit de debit, a zis: a, păi are fata. Are card de debit, nu? Dar am găsit un animal politic care mi-a dat și un card de credit. Vrei să zic ce descoperire am? Nu, mulțumesc, nu, că suntem la... Treaba ta. Nu știi ce pierzi. Am înțeles. Poate după 23, când termin, dacă mai... Mă scuzați, nu. Așa, deci mă uitam la TV, cine comenta despre impostoarea asta mică? A, nu, nu, zic, na. Până la urmă o victimă săracă, ce să... Din păcate există probleme de genul acesta și există de vreo 30 de ani în România. Aici ar trebui toată clasa politică să-și pună întrebarea de ce s-a întâmplat și de ce se întâmplă acest lucru. Băi, băi, nu se poate așa ceva, oameni buni! Domnul este Virgil Guran și el vorbește despre tipa de la Bârlad. El vorbește despre impostură și oameni care n-ar trebui să existe în anumite funcții. Aceeași placă pusă și de Alinuța Sadica. E punctaș de la partid. Bă, ce spune în public, că ne-au prins fraierii. Dar revenind la acest Guran, ei bine, abia asta e noaptea nopților minții. E ca și cum, l-a invitat pe Vanghelie să comenteze greșelile de limbă ale Veoricăi. Am auzit aseară niște băieți simpatici de la anumite ministere pe la televizor și îi trimis să ducă dracul la muncă sau să citească câteva almanahe. E ca și cum, comentând violențele de stradă, inviți ca analist în platou o bâtă de baseball. Vă spun, am înnebunit cu toții. Cumva politicienii au reușit să vicieze într-o măsură atât de mare spațiul public, încât au făcut frecventabile toate mizeriile. Bineînțeles, și presa joacă aici rolul ei. Virgil Guran a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 ani de închisoare pentru fals intelectual și 3 ani pentru evaziune fiscală. Tati, nu mai e ce căuta la televizor, nu mai e ce căuta în funcții publice, nu mai e ce căuta să-i consiliez pe premier. Da, da, acest ipochimen a fost consilierul lui Orban. Asta dacă vrem să începem să ridicăm pretenții de societate democratică.
Mă rog, când un premier se lasă consiliat de un tip cu un asemenea CV, asta spune totul despre premierul respectiv, nu? Adică te are la mână cu ceva, are poze cu tine dezbrăcat. De ce să te expui ca idiot în felul ăsta? Să pompezi bani acolo unde trebuie. Apoi acest Guran e și un mega traseist. A fost în PLR, în PRU, în... La școală nu prea a fost, că e o colecție de banalități rostite cu gravitate din gușă. De ce spun toate acestea? Pentru că părem că am luat o razna cu toții. Dacă te uiți la televizor, vezi tot felul de tâmpite ținând prelegeri despre decență, vezi impostori care țin morală altor impostori, vezi mari ciorditori ai neamului propunând reforme și proiecte de țară. Păi e normal? Zi tu, Gurane, e normal? Nu este normal să fie așa ceva. Hai, bravo, mă, îmi place că ești de acord. Wow! Unde s-a ajuns? Doamne ferește! L-ați văzut pe rebelul de Teodosie? Turnătorul cu funcție de preot, anti-mască, anti-vaccin, anti-tank, anti-orice. Ce-a înțeles el din tragedia copilului necat la botez? Nici cum nu se schimbă ritualul. Nu vom schimba, nu ne intimidăm. Da! Asta a înțeles fericitul turnător la securitate, căruia îi pupă acum oamenii mâna. Din nou, iată, valori, competență, recunoaștere. Când pup mâna unui turnător, asta spune multe despre tine, nu despre turnător. Se dorește, deci, intimidarea preoților. Ei omoară un copil și dacă le spui, bă, nu-i mai scufundați pe copii, atunci vin și zic, a, ce faceți, mă, ne intimidați? Da, mă, vrem să vă intimidăm să nu mai omorâți copii. Iar pe cei pe care nu-i necați, la fel, o să vă intimidăm să nu le mai puneți mâna pe fund și prin alte părți în adolescență, da? Tot o intimidare e și asta. Ce garanție am că filmările nu mai pleacă de la tine? Am și o întrebare, prezenția voastră. Păi eu atunci aș mai fi nebun să mai fac o greșeală. Auzi la el, nu ne intimidați. Oh, doar securitatea naibii te-a intimidat, preasfințite, nu? Apropo, domnul Teo, securitatea, când te-a botezat Mache, cum a procedat? După canoane, a? Te-au luat băieții și te-au băgat în cazan. În cazanul cu apă sfințită, bre, nu cu smoală, ce ai, nu? Haideți, mă, fraților, că e al naibii de amuzant. Tanti Raluca de la muncă se luptă cu asistații că nu muncesc. Îi acuză pe copii că sunt asistați. Iar în acest timp biserica o duce bine, bine de tot, cu salariile la zi, salarii de la stat, afaceri, mașini, tot ce trebuie. Chiar, boșii, mașinile voastre, limuzinele alea scumpe, de ce se schimbă mereu dacă canoanele rămân la fel? Vai de mine, vai de mine, ce societate! Cum să fie aici o țară, fraților? Din ce? Rezultatele preliminare ale necropsiei arată faptul că bebelușul a murit după ce s-a asfixiat cu lichid care i-a ajuns în plămâni. Ancheta continuă, dar acum a fost schimbată încadrarea faptei. Preotul care a făcut botezul este acuzat de ucidere din culpă. Bineînțeles că nu se pune acum problema să transformăm totul în ură față de acest preot. Cel mai probabil regretă și el enorm întâmplarea, normal. Însă ceva tot trebuie să spunem. Nu e prima dată când se întâmplă. Iar când vă zic tot să faceți ceva în privința asta, voi o dați cu canoanele care sunt de 2000 de ani, așa, da? Și oare câți copii or fi murit în ultimii 2000 de ani? Păcat. N-are păcat. Doamna mama lui Raluca Turcan, o lăsați pe Raluca la joacă? Raluca! Hai, dragă, că am primit o invitație din partea României reale. Da, ci că să mergem pe la ea, în vizită, normal. Dar să nu vii ca de obicei, dragă, cu mâna în fund. Și nici cu bomboane sau cu o sticlă de Prosecco. Nu de alta, dar România reală are nevoie de lemne, de pâine, de cartofi. Dacă s-ar putea și niște ulei, nu mai zic. Dragii mei,
Am primit un telefon de la niște oameni disperați. Primesc zilnic multe astfel de apeluri. Mă doare sufletul că nu putem ajuta mai mult. Suntem și așa depășiți cu totul de situație. Colega mea, Larisa, coordonează singură cazurile de la Ceasul Bun și mută munții, având grijă ca zeci de copii, zeci de familii să primească ceea ce le trebuie și ceea ce voi trimiteți. Și nu există cuvinte să vă putem mulțumi pentru asta. Așadar, primesc săptămâna trecută un telefon care mă întoarce cu totul pe dos. Doi bătrâni care mai au în îngrijire și o nepoată de 15 ani, elevă în clasa a 9-a, trăiesc cu 1000 de lei pe lună. A? Ce zici, Raluca? Mergem la oamenii ăștia în vizită? Hai mă, că o să ne simțim bine, spun eu. Haide să corectăm situația. Să corectăm situația? Îți dai demisia sau ce? N-avem noi norocul ăsta, nu? Ce nu știu guvernanții și eu tot repet aici, atrăgând furia multor oameni care nu-s capabili decât de ură. Și nu e vina lor, nu, îi înțeleg, am fost și eu acolo. Așa am fost crescuți, să fim egoiști. La asta contribuie școala, societatea în general. Să tragi pentru tine, doar tu contezi. Empatia se învață, fraților. Dar trebuie să vrei și să ai condițiile necesare pentru a învăța. Deci, ce nu știu sau nu pot înțelege guvernanții? Sărăcia e o chestie care ține 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. N-are și ea program nenorocită ca bugetarii. Iată cum arată România reală. Domnul Ion Filip are 72 de ani. Are probleme cu auzul, a fost operat de cancer, are un soi de tumor în zona cefei, dar n-are posibilitatea să mai meargă la medici. Venitul familiei, 1060 de lei, adică pensia bunicului. Datoriile familiei sunt după cum urmează: un credit la Cooperativa Pensionarilor, unul la Flex Credit și unul la e-credit. Toate aceste credite au fost făcute pentru vacanța de anul trecut din Zanzibar a celor doi bătrâni, doamna Raluca, da, ci că s-au simțit extraordinar, nu? Banii au fost luați pentru a cumpăra lemne. Un cartofi, dacă am, acum nu m-am, că mi-a înghețat, o fasolă, un, mai nimica, mai nimica. Multe ori mai mâncăm o dată în zi. A, nu mai mâncați, doamnă, nu mai e la moda asta cu mâncarea. N-ați auzit? Nu. Postul negru e acum la modă, te vindecă de orice. Nu vedeți, doamna Raluca, ce subțirică e, ce... Păi nu, că așa trebuie să fii la partid, să te strecori, să ajungi repede pe post. Deci, ce vă recomand, doamnă? Niște curmale, caju, rodie, seara, pomelo. Da, și apă. Dar dacă n-aveți apă, lapte de cocos sau suc de aronia. O nebunie, da. Ce Raluca, nu zic bine? Asta vreau să vă spun. Da. E greu de imaginat viața acestor oameni care sunt condamnați și la sărăcie și la uitare. Practic trăiesc o formă de moarte, doar că mai respiră și mai apar în niște statistici. E înfiorător. Soția nu are pensie. Nu are niciun venit. Ea trebuie să-i facă, să primească bani pe lemne, cum a dat și la alții, a luat lemne, bani pe lemne. Pe porc i-a dat, i-a făcut pe porc. Ajutor. Ajutor din asta, da. Dar restul pe lemne. Alții trebuie, a venit de la Uniunea Europeană, a venit niște pachete în 2014, în 2014, da. A venit și n-am mai putut să dea. M-am dus acolo, spunea că mă lua la mișto, a zis că dacă am contract cu el, dacă am contract cu el, dacă am făcut contract, îmi dă. Ce? Eu-s mă ajutor? Ce ajutoare? La muncă, mă, putorilor! S-au învățat toți cu ajutoarele, mă. Ce suntem la revoluție aici, mă? Unde suntem ajutoare toată ziua?
Aici este infinita nedreptate. Primăria, protecția protecțiilor copilului și asistența asistenței bătrânilor, toate aceste instituții care reprezintă statul român, niciuna, bă, nimeni nu se întreabă. Frate, avem familia asta aici, uite, apare în sistem, 1060 de lei pe lună. Sunt doi bătrâni și o adolescentă. Cum se descurcă? Ia să trecem pe acolo, să-i mai întrebăm. Mamaie, tataie, cum sunteți, bă? Ați murit? Ce ați avea nevoie? Ați mâncat azi, ieri? Aveți ce mânca mâine? Ei bine, nu. În schimb, statul lui doamna Raluca se uită pe cifre și zice: oh, dar ce mulți români nu muncesc. Ia să vedem noi de unde mai tăiem, mama lor. Apropo de primărie și de ajutoare, zic, doamnă, sunt și eu scris acolo. Nu sunt scris, că nu v-a trecut primarul. Alții cu mașini în curte, eu n-am nimic ca ce este, și le dădea câte 3-4 pachete. Și mie nu mi-a dat, că am copii, aveam copii ăștia aici. Dar o știți pe aia, nu? Lasă-mă că mă duc mai sus! Lasă-mă că mă duc la cineva mai mare! Trebuie să mi se facă dreptate și mie undeva. Noi muri cu zile în țărișoara mea, uh-huh. Vreodată vreo instituție a statului s-a interesat de copii? Nu. Nu s-a interesat nimeni. Nici de la protecția local? Copililor, nici de la nimic. M-am dus la protecția copililor, am făcut reclamații acolo. M-am dus la prefectură, m-am dus, nimica, nu mi-a dat niciun drept, doamnă, nu mi-a dat niciun drept, nimica, nimic. E, și aici, oameni buni, vine faza genială. Deci răspunsul primit de peste tot a fost: n-avem, mă, nu se poate, nu știm, ne doare în fund. Dar, stați un pic, domnul, pe unde plecați așa? M-a făcut doamnă să mă duc la cazier. Eu, în loc să-mi iau mâncare la copii, că aveam copiii aia cu mine, aveam 3 milioane în casă, să iau mâncare, m-am dus pe drumuri. M-am dus cu femeia după mine, bolnavă, vai de capul meu, să luăm cazierile, ca să facem și noi, că la copii ăștia să le facem. Absolut fabulos! Deci statul zice: aolo, ia uzi, aveți copii în îngrijire? Cu 1060 de lei mai îngrijiți și copii? A, nu! Nu vă putem sprijini cu absolut nimic, nu. Dar trebuie să mergeți să plătiți cazierul. Da, să vedem dacă nu cumva sunteți vreun infractor, că atunci vă luăm copilul. Mă, ce e asta? Ce fel de stat e ăsta? Domnul Iohannis, nu vă supărați că vă deranjez, dar peste chestia asta sunteți președinte dumneavoastră, să știți. Mie mi-ar fi rușine, aș intra în pământ de rușine, domne. Aș chema mâine la mine tot ce înseamnă direcții de protecție a copilului și aș cere date despre toți copiii din țara asta. Serios. Și le-aș lua la mână în loc să merg la schi. Ia să vedem, mă, Ionuț, Maria, Costel, pe rând. Iar acolo unde am sume de-astea, trimit autoritățile. Să dea bani, să dea alimente, să dea haine, bă, tot ce trebuie. Sau poate asta e România educată? Vă ziceam cu banii. De ce aveți credite? Ce ați făcut cu bănuții? Numai pentru lemne, doamnă, numai pentru lemne. Așa, ani de zile am trăit tot așa. Că aici e un fel de pustietate. Nu, pădurile sunt departe, doamnă, la 40-50 de kilometri. Sunt pădurile de aici. Da. Unii se mă duc. M-am dus cu calul, cu iapa, am avut o căruță cu un cal. Dar când m-am operat, n-am putut să o mai îngrijesc. Femeia bolnavă, eu bolnav, cu ce sumă? Aolea! Ați dat calul? Fără acte, fără să plătiți impozit? Mamă, Raluco, dosar, fată. Păi da, fă-le dosar, că e de DNA treaba asta. Hai că ai noroc până la urmă, bre, moșule. Ai făcut bine că m-ai sunat, tată. Te duci la pușcărie, acolo e mai bine. 3 mese pe zi, trimis și la babă ceva. E ca și cum ai plecat la muncă afară, știi ce zic? Dar cum se descurcă fata acum cu școala online? Are un telefon. Are un telefon, face pe telefon. Are internet, are. Ia, am și băgat internetul, am băgat. Ați făcut un efort și ați băgat, da, internet ca plătesc să cu 1,5 milioane, doamne, și aici plătesc cu totul. Eu nu pun botul la așa ceva. Păi normal că minte. Scoateți, bă, tabletele împărțite de Anisie, scoateți, bă, toate interneturile, stați pe Netflix-uri și pe de-astea, nu? Dați video în sat unde e internetul de la Ministerul Educației, bă, e fraudă, să mordă, nu e fraudă, Raluco, eu cred că e o rețea ceva, un grup infracțional aici avem.
Aveți posibilități să mergeți la un control medical? Nu am mijloc de transport. În primul rând, vă spun sincer, eu, femeia, dacă o duc de aici până acolo, trebuie un mijloc de transport. Și dacă plătesc o mașină, îmi iau 2 milioane. Ca să stea după mine, să-i fac rază, să-i fac totul, să facem un control. Nu am, doamnă. De când nu ați fost la un doctor? Doamnă, din 2012, de când am plecat, am mai fost la Cogelac aici, am fost. Am mai făcut un control, un eco am făcut la ficat și mi-a spus, ficatul zice, mergem spre bine. Na, merge spre bine ficatul, probabil cum merge și țara, nu? Da, aici suntem, dragii mei. Iar acești oameni nu sunt deloc, dar deloc un caz special. Sau altfel spus, e plină țara de astfel de cazuri speciale, care devin pentru cei de la București, pentru Turcan, pentru Câțu, simple nume într-o statistică. Oameni pe la care nu trece niciun reprezentant al statului român să-i întrebe ceva, mă, orice! Suntem toată ziua în gură cu miliardele de euro de la UE, cu reforme și cu planuri. Facem schi și ne dăm în bărci, ne credem civilizați și europeni, dar de fapt facem toate acestea pe spatele unor oameni care se sting încet și pe care nu-i aude nimeni. Facem toate acestea stând pe viitorul unor copii care n-au acces la școală, la hrană, la igienă, la tot ce numim noi civilizație, la tot ce contribuie la dezvoltarea unui copil, unui adolescent. Eu aici stau pe patul ăsta, ea doarme acolo, eu gem aici, ea acolo. Cui să-i spun eu? Lui Dumnezeu. El e cu noi aici. Nu am. A? Ce zici, Turcanco? Zici, pe dracu, ce să mai zici? Acesta e solul României, solul social din care se naște apoi tot ce vedem în jur. Abandon școlar, trafic de persoane, boli și tot ce mai vreți. Deasupra acestui sol al sărăciei planează marile proiecte, marile planuri politice, miliardele de euro care vin de la UE și care, ce să vezi, n-ajung niciodată să schimbe viețile acestor oameni. Ne uităm la viețile lor, la faptul că au nevoie azi de o căruță de lemne, mâine de un litru de ulei, poi mâine de o tabletă pentru nepoată. Sunt lucruri de bază, simple. Nu vor ca popii, mă, ultimul model de limuzină. Nu vor ca primarii o vacanță în Caraibe. Iar aceste viețe ale lor, i-ați văzut, oameni simpli, bolnavi, aceste viețe ale lor sunt în pixul unei contabile mediocre, cum este doamna Turcan, cum au fost și alții înainte. Sunteți niște criminali, mă, asta sunteți. Dacă scrieți un mesaj la ceasulbun@ronstareanației.ro, aflați imediat de la colega mea, Larisa, cum îi puteți ajuta pe acești oameni. Mulțumim! Deci, ți-a plăcut, Raluca, România? Mă rog, mergem mai departe, așa e viața. Ce face România? Gigel? România... Așa? Face... Da? Dar nu prea face. Animalule, ieși afară de aici să nu te mai văd. Extraordinar. Deci, ce face România? Ia, Verginica. Da. Da, te rog. România... Da? România... se dezvoltă. Bravo, Verginica, bravo. Mari și tu în bancă de aici, extraordinar. De vreun an așa ne-au spart ăștia cu planul de reziliență. Băi, ești nebun, toți agramații, toți analfabeții îi vezi la TV. Vom implementa Planul Național de Redresare și Reziliență. Zisă mortul. Planul Național de Redresare și Reziliență. Planul Național de Reziliență. Am obținut pentru România o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro. E, ce să vedeți, oameni buni? Ne-au scris de la Comisia Europeană, da? Adică au trimis românașii planul la Bruxelles și a răspuns Bruxelles-ul ceva de genul: bă, voi ne luați la mișto?
Iată ce spune secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marius Vasiliu. Am primit observații de la Comisia Europeană asupra unor componente ale PNRR. Totodată am constatat că, deși în decembrie se afirma faptul că nu au fost formulate asupra planului de reziliență, realitatea este că România n-a transmis, de fapt, niciun plan Comisiei Europene, ci doar niște bucăți. Vai de mine, cum e asta? Deci secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene dă de pământ cu guvernul Orban, spunând că a trimis la Bruxelles nu un plan, ci o ciornă tâmpită cu niște bucăți. Serios? Și nu ne zice nimic președintele nostru sau se interesează? Că noi eram cu basculantele, tăticule, așteptam banii de la UE, nu mai vin? Gata, bă, m-am prins. Alo, băiatul ăsta de la fondurile, bă, stai mă, că ăsta e planul, mă. Nu-s niște bucăți. Tu n-ai văzut că noi doar bucăți construim? Bucăți de autostradă, bucăți de centură. Deci, ăla e, bine, stai la un loc. Am descoperit sporuri despre care nu știam că există. Greaua moștenire a guvernului Orban, domne. Află și Câțu tot felul de nenorociri din vremea în care era membru în guvernul Orban. Slab guvernul PNL, domnul Câțu, a? Slăbuț așa spre daună totală. Vai, dacă n-am simțit pe pielea noastră prostia ăstora, ar fi totul atât de amuzant. Să se facă dreptate! Nu se mai poate așa, să se facă dreptate. Puh, ce m-a speriat, doamnă. Ce aveți, doamnă? Cum să se facă dreptate, asta zic. Să ni se dea sporurile pe care le merităm. De ajuns cu bătaia asta de joc. Nu vă mai întreb cum ați intrat aici, că deja m-am obișnuit. Da, de intrați peste mine în platou și... Totuși, haideți, dacă tot ați venit, puneți-mă și pe mine în temă. Deci, ce meserie aveți noastră? Personal niciuna. Personal niciuna? Adică sunteți șomeră? Personal, da. Cum adică personal? Adică eu personal sunt șomeră, dar alții nu sunt. Am înțeles. Da, haideți, că nu era nici chiar așa de greu de înțeles asta. De fapt, stați că nu prea am înțeles, doamnă. Cum adică vreți sporuri, dar sunteți șomeră? Sporurile astea dau și ele pentru ceva acolo, la salariu, nu? E, poate, dar nu asta este important. Deci ce? Eu nu merit spor de pericol pentru că stau toată ziua în fața calculatorului? Dacă bugetarii au, eu de ce să n-am? Ba, eu merit sporul ăsta mai mult decât ei, pentru că stau mai mult cu ochii în calculator. Ei barem mai și muncesc. Și deci stați mult la calculator, nu? Păi da, ce-ți fac toată ziua? Rup Facebook în două, să mai aflu un alta de COVID. Nu, să știți că nu e bine ce faceți. Nu, mai bine vă faceți o plimbare, ceva. Să mă plimb? Da. Adică prin oraș? Pe unde? Și ce, îmi dai tu spor de poluare? Că n-ai văzut ce e în orașul ăsta, în centru, la universitate? Sunt condiții de fabrică, nu alta. Da, vă înțeleg, să știți. Nu, stați că n-am terminat cu lista de sporuri pe care le merit. Mai este unul foarte important. Așa? Deci, să ne gândim logic, da? Yeah. Ce categorie de oameni se află în cel mai mare pericol la momentul de față? Câte nu sunt? Nu, greșit. Săracii, șomerii, ăștia așa suntem. Da? De unde rezultă că șomerii merită spor de pericol, nu? Doamnă, o să râdeți, dar ați nimerit la singura emisiune unde oamenii sunt de acord cu chestia asta. Da, o să... Se pare că râță? Nu, așa e, mă rog, așa e vorba. Dar chiar aveți dreptate. Chiar e nevoie de un spor de pericol ca să trăiești în România, da. Mai ales la câte se întâmplă, uite, prin spital. Da, nu, că aici nici nu discut. Deci eu, dacă ar fi vreodată în viața asta mea cât o trăi pe pământ să mă internez în vreun spital în România, așa? Nu, deci eu, ca lumea, negociez sporul ăla, nu așa. Dacă nu vine doctorul să bage plicul în buzunarele meu, eu nu discut. Nu discut. Da, oricum, să știți că vrea Câțu acum să elimine toate sporurile astea pentru bugetari, pentru șomeri, nici nu mai zic, că nici nu erau, așa că... Deci cu atât mai bine înseamnă că merităm și spor de pericol de tăierea sporurilor. Corect. Doamne, să se facă dreptate. Stați puțin, dragii mei, că s-a strigat bingo. Inevitabilul e pe cale să se producă. De luni, elevii revin la școală, inclusiv în școlile în care s-au amenajat centre de vaccinare. Ta-na-na-na-na. Ce se întâmplă cu acele centre? Cine are prioritate?
Elevii de peste 65 de ani, nu? Nu, serios, ce facem? Sunt câteva zeci de centre înființate în sălile de sport ale școlilor și liceelor. Cine are prioritate, școala sau vaccinul? O să vedem niște medici nervoși, nu? Plecați, bă, cu mingea, daci, că nu știu ce fac. Boxering, ani, auzi? Pe 26 ianuarie, medicul Valeriu Gheorghiță a precizat scurt și sec. Dacă sunt săli de sport care vor fi folosite de către elevi în momentul în care se redeschid școlile, acele centre de vaccinare nu pot funcționa. Și asta a fost tot. El a zis, el a auzit. Nimeni n-a transmis vreo hârtie oficială, vreo notificare, vreo instrucțiune în teritoriu, nimic. Ca la noi. Exact cum se întâmplă cu legile alea fără norme de aplicare. Așadar, nimeni nu știe de fapt ce se întâmplă concret. Ai băgat bani în centrele de vaccinare, acum ce faci? Le desființezi? Le lași? Le lași să crească? Știți cum era bancul ăla cu venele? Ce mai, o campanie organizată ca la carte, cum spunea Iohannis, prin luna decembrie. Culmea e că știm bine, multe din aceste centre nici măcar nu funcționează. N-au văzut urmă de vaccin, pentru că vaccinurile n-au venit. Ce să mai zici de situația de la Suceava, unde primarul se plânge că nu poate deschide centre de vaccinare din lipsă de medici. Nu găsește medici, asistente, nimic. Doar 3 medici s-au oferit să participe sau să participe, cum se zice acum. 3, necesarul de personal, câteva zeci de oameni. Se caută soluții, s-a făcut apel către medicii pensionari, medicii de familie, nimic. Nici măcar falși medici nu vor să vină, da, ci că se plătește cam prost. Haideți autorităților, haideți cu vaccinarea. Ne mișcăm și noi mai cu talent? Nu de alta, dar ați văzut ce se întâmplă, unde s-a ajuns. Iată, o tânără din Anglia a fost părăsită de iubitul ei pentru o femeie care s-a vaccinat. Iar Anglia, atenție, stă bine de tot cu această campanie. Să sperăm că la noi nu se va pune problema. Nu, la noi sunt cu totul alte criterii. Am auzit că unii și-au lăsat nevasta pentru alte femei care aveau apă caldă acasă. Iar anul trecut, în primăvară, cu un pachet de drojdie și 2 suluri de hârtie igienică, puteai să ieși cu Miss România, tată. Așa, la prima vedere. Să știi că nu-mi place foarte mult. Uite, apropo de școală, de învățare, revin la povestea cu domnișoara angajată la Apele Române pe un post cu care n-avea absolut nicio legătură. Adică ea era pe malul stâng al râului, abilitățile și cunoștințele necesare erau pe malul drept. Bun, la operare, știți să lucrați pe calculator? Da. Ce știți să lucrați? Și avea abilități, de fapt, pentru case de marcat atunci când apeși pe ecranul casei de marcat. E, multă lume a remarcat și a comentat acest pasaj din ancheta Recorder. Cum naiba, mă, fată tânără cu facultate să etaleze asemenea carențe într-un domeniu atât de banal? Cum e posibil? Doar toată lumea știe să umble cu calculatorul. Ei bine, eroare. Da, error. Avem una dintre cele mai mari viteze de internet din lume. Păcat că nu avem ce să facem cu ea. O spune o statistică la nivelul Uniunii Europene care arată că suntem pe ultimul loc la capitolul competențelor digitale. Ultimul loc, tati? Incredibil, dar se pare că e adevărat. Asta zice statistica. Nu te pui cu numerele. Asta zice formula. Baza ori ipotenuza la pătrat, cum visa deșteptul ăla de la partid. Animalul politic. Pentru că da, aici e tot vina partidelor, a guvernelor, a sugătorilor din politică. Sugători de bani, asta zic normal. De ani și ani se mimează la nivel guvernamental interesul pentru digitalizare. De fapt, interesul e unul singur. Bă, nouă cât ne iese de aici? Să mănâncă și noi ceva! Câte fonduri s-au prăpădit, câte cursuri fictive s-au făcut, câte diplome atârnă pe pereți goale de conținut. Curge internetul degeaba, e inundație, am depășit nivelul și nu știm ce să facem cu el. Lipsa unui program național de pregătire a angajaților, lucru care ne plasează pe ultimul loc în UE și în privința participării angajaților la cursuri de formare care să îi ajute să se descurce mai bine pe calculator la locul de muncă. Ia uzi.
vezi? Ăștia de la UE cred că nici nu mai procesează informațiile, da? Ne pun din prima pe ultimul loc, nu mai calculează nimic la noi. Rumunski, aruncă acolo pe ultimul loc. Nu că suntem bazați, suntem asigurați, avem locul rezervat încă vreo 50 de ani de aici înainte. Sigur vă spun. Da, pentru că ne-a dus mintea, bă, și ne-am ocupat din timp de chestia asta. Ce ai, mă, nu te pui cu noi? Din păcate, numărăm undeva la o treime dintre elevii României care nu au avut acces la educație încă din martie anul trecut, de când s-au suspendat cursurile în toată țara, și de atunci până acum mulți dintre ei încă nu au reușit să ia contact cu școala online, fie din lipsa infrastructurii digitale, fie din lipsa conexiunii la internet. O treime? Unul din trei elevi ai României n-a avut acces la educație în ultimul an? Nu, eu sper să fie o exagerare. Vă rog, spuneți-mi că nu e adevărat. Spuneți-mi că e un calcul de la umflat făcut de Raluca Turcan. Nu e? Am pus-o atunci. Cine e de vină? Și aici putem spune că autoritățile au eșuat când vorbim de incluziunea tuturor elevilor, indiferent de situația lor materială, la sistemul de educație. Normal, până și copiii știu. Autoritățile, adică autoritățile, cum ar spune șeful la proiect. E, care proiect? Proiectul România Educată. România Educată cu țârâita, la fără frecvență de 20 de ani. Iar acest ultim an, cu toate dificultățile, cu copiii care n-au mai putut face școală, a pus capac. O să ne iasă pe nas, o să vedeți. Bine, mă refer la noi ăștia, fraierimea. Despre ei, despre turcani și alte specii, nu-mi fac griji. La cum umblă ei cu nasul pe sus, n-o să-i atingă nimic. Să avem